Duhovnicul mi-a spus că nu mai primește la spovedanie și împărtășanie până nu vă lăsa păcatul, în sensul să lucrez la punctele sau patimile pe care mi le cunosc. De atunci nu am mai luat legătura cu dânsul. Ce să fac? Eu încă avansez în păcat. Mai du-te odată și dacă chiar nu te primește, automat te-o dezlega, du-te la altă. Că nu s-a terminat duhovnic și deci asta nu e o deznădejde, nu. Dar mai du-te odată, mai știi, mai lasă de la tine, că vezi cum perseverezi în păcat, perseverează un pic și în răbdare, în a înțelege chiar tu pe duhovnic acolo. Spun că și înțelegem o scarugă. Nu e ușor să fii nici duhovnic acolo, cum am. Dar mai du-te odată și pe urmă ești deslegat din oficiu, cum am. Că dacă e limpede, păi mai expediat, are bilet de despărțire, i-a dat carte de despărțire acolo. Și nu s-a terminat duhovnic. Da. Zic că eu să mă întoarcă. Întrebarea asemănătoare. Îmi doresc mult să mă împărtășesc. Duhovnicul mi-a zis că pot când mă voi hotărâ să nu mai fac păcatul. Sunt foarte revoltată, căci colega mea se împărtășește fără spovedanie și eu care îl doresc pe Dumnezeu nu îl iau prin împărtășanie. Nu, pe Dumnezeu îl iei după ce te curățești tu în tine. Nu aștepta, nu asta... Nu știu cum să vă spun. Eu stau în... Dacă aș fi fost oprit de la împărtășanie până la sfârșitul vieții, e împăcat, liniștit, deci stătem până la sfârșitul vieții și mă spovedesc odată în viață, să mă împărtășesc odată în viață și bine. Nu căuta împărtășanii așa. E și medicament adevărat. Nu, și nu te uita la ce am cum se împărtășește și bine. Nu iau așa. Nu. Drumul tău către Hristos. Nu are treabă cu drumul celălalt către Hristos, că cât e, nu știu cum, zice, nu același lucru, spune același lucru și valabil pentru celălalt, nu-i valabil. Nu știu cum, că dacă te compari, dacă ai comunicat cu păcatele lui celălalt acolo, zici, dar și eu merit. Și merit, că nu auziți că nu-i cu merit, că e cu cei din tâi vor fi cei din urmă, e cu cei din urmă vor fi cei din tâi. Nu te răpezi la părtășoare. Vine e singur și bun. Și eu îți spun că o să te împărtășești și nu o să ai pași. Și atunci o să te întreb, te-ai săturat? Nu. Nu te uita nici la alții. Nu, să nu fii revoltată că nu te împărtășești. Că nu știi așa cum. Vine ploaia, ploaia nu se trage. Ploaia vine că nu dă cum nu te și nu-i cu o jurisdicție, nu-i dușeala, nu-i dușeala. Că nu. Nici să nu te întrebi asta. Asta să nu fii. Tu îți vezi dispovedania ta și de evoluția ta acolo. Și chiar de evoluția avem noi, așa, spune la urmă. Părinte, am gânduri de desfrânare. Da. Aceste gânduri sunt legate strict numai de răbunia plântecele? Nu, eu prostesc. Păi da, e lăsată în hir. Păi altfel nu ne-am înmulță și ne-ar face copchii. Doar de dragul de a face copii. Vrei să spieli, nu vezi că nu pot să facă nici așa. Da, nu. Nu, e de înhire, e din asta, nu are. Păi așa este, te duci, te spovedești și că e mănâncă fără ulei. Păi și așa la, din cauza asta, vin gândul și vine o deznădejde, vine o dezamăgire, vine o și nu. Și în plus de asta aproape, dar ne interesează cauza, deși vin. Că dacă găsim cauza, pe urmă se oprește. Și nu știu cum să... Este răspunsul și ăla de la Părintele sau la Selafil, de la... No, neam. Părintele Savate, Vaslovoi, da. Mă întreba Părintele Savate... Părintele, ce facem cu tinerie? Tu ești, dar și se pune așa el în rest, nu se separa. Așa de desfrânaș, așa de asta. Și-o răspuns Părintele foarte bun. Oi, băiete, lasă-o mai moale, că și pe mine pe la vreo 75 de ani, așa puțin mă mai ies. Da. Deci nu, nici nu căuta să scăchi, acceptă-te, direcționează-te, deviază înspre, nu lupta contra, nu lupta cu dispariția, nu lupta cu eradicarea, cu cum se era... Nu merge asta, te desființezi. Și nebunești încercând să te desființezi. Nu. Povidește, rabdă-te, îngăduite, bunul Dumnezeu te așteaptă așa cum asta. Nu, și de asta ne scârbim. Ne scârbim din... Pentru
că ne scârbim de noi, ne scârbim și de ceilalți acolo cum asta. Și noi să fim deschiși așa și, și îngăduitori acolo. Și nu, și nu am ochii pe un tânăr, nu mi-închipui că asta a scris-o un tânăr. V-am spus, poate să scrie, să scrie și orice vârstă. 40, 50 de ani și merge. Nu. Suntem oameni, numai când, când spun că suntem oameni, nu înseamnă că, păi suntem oameni, nu, că vezi că are și numai accentul. La, zici așa, zici, ai crezut că mă voi potrivi cu tine fără de legile tale, întreabă Bunul Dumnezeu. Nu e așa, nu dăm la pace așa. Lupte. Dar dacă acum ești învins, n-are nimic, așa o să mai fie învins acolo. Cum? În gând, în asta, nu. Hai să ne împăcăm cu noi așa. Este. Și dacă ne putem deplasa un milimetru și așa, și faptul că tu ai pus întrebarea asta, cu toate că e într-un bilet, nu ești de acord și lupți și Dumnezeu îți vede și puterea ta acolo cum asta și îți vede, doar zice, nu, că nu iei faptele de la noi, intenția o iei. Intenția o iei. Eu nu sunt aista, nu vreau să fiu aista, acum sunt aista, dar nu eu m-am făcut aista, nu. Dar spune Apostolul Pavel că mă trezesc făcând rău care nu vreau. Și a face binele nu aflu în mine. Apoi tu ești mai mare ca Apostolul Pavel sau mai tare. Mergem așa, acum. Tu și eu. Deci, să, să mă înțelegeți că vorbesc tare ca să mă audă sala, deci una, și nu vorbesc lui așala și nu am ochii pe așala. Deci v-am spus, vorbesc cu mine. Sunt întrebări care nu am cum să nu mi le pui și eu. Cât de important este să citim Biblia, mai ales dacă nu o înțelegem. Foarte important este să citim Biblia, nici nu prea avem nici construi. Așa că urmă o să așteptăm revelații din aer, da, e foarte important. Cred că pentru unul de la teologie, nu cred că asta a pus întrebarea, dar acum să vă spun, îmi zice cineva, mi-a dat duhovnicul canon să citesc în fiecare zi două capitole din Noul Testament. Și în atâția ani, cred că am citit Noul Testament de 10 ori și nu știu. N-am înțeles nimic pentru că am făcut asta de canon. Știam că trebuie, ca să mă pot împărtăși, trebuie să-i raportez că am citit, am făcut canonul care include și cele două, trei. Băi, fraților buni, Biblia e pajă, știi, vierte, așa, te hrănește, te așa cum așa. Când am citit prima oară Biblia, am sărit peste psalm, că ce și cu poezie de este. Vreau cu luptă, cu David, vreau cu nouă evanghelie, așa e, da, cum e, nu, bun, cu înviere, așa cum, da. Așa. Asta o dată. Ei, a doua oară, pe urmă, m-am săturat să ne știi pe la Paralipomeni, pe acolo, dă-i cu tot enumerări, cu toți jădani. Da. Așa. Eu acum o citesc știind că o iotă sau o certă nu va trece din lege. Deci, nu mai citesc cu pași, așa. Și te hrănește, și dacă nu înțelegi, și așa e, și dacă nu înțelegi acum. Dar cum să spun? Dar prima dată nu înțelegi nici ce spune tata inițial, ceva, spune un simplu emoț. Trebuie să-l repete și trebuie să-l explice, da, bine. Și plus de asta nici nu te forța să înțelegi. Vă spun cum știe, cum am știut în viața mea. Eu am cărți și știam câți grele erau, poate filozofi, grei sau erau altceva așa. Zicem așa, citesc și las plugul liber, cât intră el de greutatea lui în pământ. Dacă merge până, dacă pătrund tot, pătrund tot, dacă înțeleg 50%, 50%, și dacă și înțeleg 10%, e bun și 10%. Peste 2-3 ani, o să mai adăugă niște procente. Da, Biblia, da. Și plus de asta e convorbirii cu Dumnezeu. Cred că Dumnezeu a lăsat o scrisoare, nu Evanghelia. Iar îți place să citim asta. Să citim până când înțelegi. Și, plus, și chiar înțelegi, eu îți spun cu toate că simți că nu înțelegi. Dar prima dată măcar știi. Și nu știu cum să spun. Într-o relație cu un om, nu te mulțumesc, zici, păi nu mai am nimic cu dânsul, că nu l-am înțeles de prima dată. Cred că mai faci, nu știu, mai revit. Cum putem scăpa de opturile infinite din capul nostru? Am tot felul de gânduri, de gânduri și bune și rele și neutre, firește. Și mă încurc prin ele până amețesc. Ce să fac? Nu trebuie să stai de vorbă cu gândurile astea, numai că știți, răspunsul e foarte simplu, dar e foarte greu de făcut. Doamne Iisuse, Doamne miluiește, acatist, să știți, știți cum băbuțele, mamele noastre s-au liniștit o viață întreagă cu un acatist, cu un paraclis
Și noi venim așa cerebral și asta, dar eu știu toată dogmatica și eu știu și ce e și ce e. Și totuși mă lupt cu gândurile, râde demonul de mine o grămadă, faci ce vrei cu mine, mă accesează când vrei, cât vrei, cum vrei cu mine. Nu. Da, așa e, ne opri. Nu vorbești că nu ai putere. Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Doamne, ești mă fiind păcătos. Și o să zici, dar nici asta nu pot să zic. Ei, dar mai strecor așa, să mai amiastică, mai Doamne Iisus, mai 8 ori, mai Doamne Iisus, și să e ceva, dar nu sunt numai 8 ori, cum așa, da, așa. Și citește atunci așa, citește din psaltirii. Și o să fie jumătate din psaltirii cu gândul, o să fie jumătate, sau o să parcurgi cu ochii și o să fie că omul are multe planuri în cap. Așa e, că și vorbești și asculți la radio și te gândești la altceva, ai numai vă 3 planuri. Până când îi faci unul, dar nu îi faci tu unul, să fac el unul, că dacă nu, nu. Vă spun cum e lupta așa, șerim milă, noi nu luptăm. Să nu renunțăm la șerim milă la Dumnezeu, Doamne ajută-ne cât ferim și o șerta, El, Domnul, mare așa balurile și s-o făcut liniște. Nu s-au apucat ei de făcut tehnici de liniștirea mea. Nu. Ce să fac să nu se mai îndeplinească visele, pentru că majoritatea viselor mi se împlinesc. Ce visez noaptea, mi se întâmplă să pățesc zile. Au putut să visezi ceva bun și să vezi cum se caută să se împlinească asta visele. Da. Dar vorbim serios, asta... Eu zic... Deci vă spun aproape și nici să nu luați de bun ce vă spun. Noi dialogăm acum. Nu că am șansa să greșesc. Cred că mă mir că nu cred că am șansa de a spune ceva bun aproape. Da. Nu, roagă-te să scăpi de vise și mărturisește asta la duhovnic și roagă-te să scăpi. Nu-ți folosesc la nimic. Îți vor folosi la să se îndeplinească de 99 de ori, să te facă să te încrezi și 100 ore să te duci. Să te duci rău. Plus de asta, e simplu. Visele l-au tâlcuit Daniel și Iosif, cel cu bun chip. Nici Daniel, nici Iosif cu bun chip nu cred că sunt sau. Așa, nu, nu, lăsați cu visele în parte. E o sensibilitate, rugați-vă să cheagă, simplu, cu totul. Nu trebuie, premoniți și nu știu. Și zici, dar chiar asta și știu, că eu am spus că nu-mi trebuie, deci nu zic că nu-mi trebuie. Roagă-te să scăpi de ele cu totul, că n-am scălichet. Rău, nu-ți trebuie. În primul rând, chiar doresc ca viața să fie o surpriză, ziua de mâine, o surpriză, să o înțelegi, nu am cum să vedem beznădejdea, în special gândurile de sinucide? Nu se biruiesc. Am avut gânduri de sinucide de mult și nu erau decât rezultat a păcatului. Spovedește păcatul, luptă cât poți cu păcatul și vor cheri acele. Deci așa se biruiesc. Nu că te ții tu tare, bagi capul sub apă cât reziști la fără oxigen. Nu. Nu. Atât te spovedești și te spovedești și lupți un pic, și prin spovedanie vei lupta și cu păcatul. Deci vedeți că nu luptăm, nu-i vorba, nu-s mănuși, nu-i box, nu-s mușchi, nu-i nica. Îi milă în genunchi lui Bunul Dumnezeu și vine El cu harul Lui, că nimeni altcineva nu face. Deci nu se biruiește. Dumnezeu pornește ploaia, Dumnezeu oprește ploaia. Nu-i să facă voia Lui. Nu te lupți cu ele, nu ești tare. Că și tare ești să vede, că mai ai un pas până la urmă. Și nu vorbesc asta rășe. Dumnezeu să-ți ajute. Acolo și-ți va ajuta. Aia este simplu, le faci, nu? Și dacă nu complici, aia este, le faci. Te duci, te spovedești, vine, de cele și le faci și de... cum ar veni și asta trebuie să spovedești și spovedești și asta că gânduri de sinucide. Dar ți-am spus, spovedește cauza, că dacă nu bați apa în chiu, că te duci, îți deznădăjduiești și am gânduri de sinucide. Vezi că mai este ceva de unii vini, că în solul și ala și pierșile este crescute din solul și ala. Vezi solul și ala acolo. Și vezi că mergi până în copilărie, până la acolo, de unde nu-ți mai poți aminti. De acolo, de acolo spovedești. Și așa ori chica. Așa ori chica. Cum să scăpăm de credința ca am fi cineva? Păi să vezi tu cum ai să scăpi acolo. Mai mă impoi, nu știu ce-i credința. Păi să vezi, da. Nu-ți face griji când ai să scăpi odată de asta. Să scăpi, da, acolo. Da, da. Nu glumesc, dar se... Deși eu știu că eu din mult am scăpat, am avut mare credință că cineva, mare nu, și noi credință, nu credință, nu-i cuvântul potrivit.
M-am mândrit și mă mândresc de rup pământul, nu altceva. Și acum, așa în forme, și să vedeți cum e demonul ăsta, că zice că dacă e ca un hărmăsar și îl urmărești tare, te urmărești pe tine în mândrie și o mai reduci, se face ca un câine. Și dacă se face ca, și dacă e totuși, tot cu bâta după dânsul, se face ca un țânțar. Doar le lăsa în pace. Și zice, ei, dar s-o făcut mândria mea cât un țânțar. Și mai face un țânțar, aproape ne-o pot permite. Bă, țânțarul înțapă în butoiul de ghin și l-a oțetit și nu mai bine. Atât. Deci, și să, nu, să văd pe cea care spune că nu se mândrește măcar cât un țânțar. Știți, în formă, de, în cantitate de un țânțar. Da. Acum. Dar vei scăpa, și, dar numai caută să lupte-te și un pic ca să o moderezi. Că dacă nu îl impede, și cel mândru îl așteaptă căderea. Pentru că altă pedagogie nu primește. Și decât să, să te lecuiești de mândrie prin cădere, un pic mai tare acolo. Zi, inițial că ești cineva, dar nu chiar cineva. Poate mai sunt și alții. Câte un pic, câte un pic. Nu poți mâni să fii smerit. Nici cât ți-am răspuns eu, nici cât îți povidești tu. Păi te spovedești de 10 ori și tot cineva este că da. Da, nu îl lași. Repet aceleași păcate, ba fac altele și mai multe și mai rele. Am senzația că degeaba mă spovedesc, dacă tot nu vreau să renunț la păcate. De fapt, nici nu știu dacă nu vreau sau nu pot. Mi se zice să am răbdare, căci eu nu pot face nimic, numai Dumnezeu. Dar în multe lucruri am citit că dacă vrem, atunci putem. Altfel nu am mai avea nicio vină. Mulțumesc frumos pentru asta, că asta nu e o întrebare care mi-a adresat-o mie, asta e ceva și spun și eu. Deci mi-e știi gândul de care ești, mulțumesc, ești adevărat cu Duhul, ești asta, dar, da. Nu mai știu cum îi spun eu întrebarea asta acum, dar ești peste asta, sincer, asta e și problema, nu ești nimic să rezolvați. Nu i-am găsit rezolvarea, așa. Dar ești frate, eu oricare e chiar. Cum să facem să avem inima deschisă? Câte un tot, așa, câte un tot acolo. Te crezi că ești undeva, de asta n-ai inima deschisă acolo, cum acum, dar... Dar nu știu, și te costă, știți, frățuorilor buni. Sfântul Simeon Antonitul, și vă spun că... Nu voi să nu, eu vă recomand frățuorul, nu vă recomand inima. A venit un călugăr, un călugăr la Sfântul Simeon Antonitul și i-a zis, hai să mergem la pusnicul cu tare, că să luăm cuvânt de folos. Și Sfântul i-a zis, pentru că știe, avea cu zis și la călugărul și ăla, eu nu mai am nevoie să întreb nimic, pentru că în Duhul Sfânt am fost învățat de toate. Dar hai să mergem. Dar călugărul i-a zis, păi dar atunci pentru ce să mai mergem dacă tu n-ai nevoie să mai întreb nimic, că Duhul Sfânt a învățat toate? Eu cu adevărat nu mai am nevoie ca să întreb ceva. Dar mergând cu tine îmi tai voia și tăindu-mi voia dobândesc un folos mai mare decât orice cuvânt de folos. Așa-ți deschizi inima. Îl mai vezi pe șala, mergi în mașină și vezi că preferă melodia și e muzica și e duhovnișească și nu știu. Eu am văzut pe unii că se certau de la o muzică duhovnișească și ala vrea nu știu care și ala vrea nu știu de care. Acum vine să mă dau jos de mașina și e așa. 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 Deci mai tai un pic voia, măi, omule, că dacă tu ești, tu nu vezi că facem comunism acolo, facem. Nu, numai ideea mea, numai ideea mea. Dar cum? Numai tu și ideea ta, păi nu vezi că ești egocentrist acolo și ceva. Mai tai un pic din, mai lasă un pic. Și să vezi ce îi se primește, dăruind vei dobândi acolo cum, dar dăruind, dar nu, că vreau să dobândesc. Dar și vrei să dobândești, stăpânirea asupra altă. Alu nevastă, da, alu prietena, alu sorta, așa că poate, nu știu cum, și să vă feriți, cum e să devii mai deschis la inimă. Vezi pe ăla că îi place ceva, el poate așa e cel mai frumos, nu mai știu și. Chiar și părinții fac asta de multe ori. Așa e, că vine prietenul, vine băietul sau fata cu prietenul acasă. Și îi iubesc mult și se înțeleg perfect și este și lumea pentru dânsii în doi acolo așa. Și mă s-a strâmb un pic din sprâncenii sau din buze și l-a scuipat în suflet pe copilul lui proasta din măsă. Și nu poate să fie deschis la inimă și copilul acela se întristează pe viață. Și poate să-i spună masa pe unul să dezvinovățați, dar nu, că acolo primesc de dragul tău și de... Nu te cred, că însă-și dezvinovățirea ți-a ști scuzele, acuze sau nu știu cum acolo. Lasă-mă, dacă ești, nu ești, acolo, da.
Dar și vă spun ceva, încă cum suntem, că de asta vorbim toți, unul, suntem unul. Sunteți tineri și vrei să fii acceptat cu prietena ta în casă și din părinți și din rând. Să aveți grijă când veți fi mari, că o să strâmbați și voi din... O să aveți rictus când va veni copilul. Bă. Pentru că țineți mult la copilul vostru și ziceți, asta sau aici nu-i din copilul meu, cu copilul meu e cineva, știi, și nu știu, greșeală, știi, mare. Dar așa nu și ei cineva, dar văzut din partea și el, am văzut cu ochii lui maică sa. Vrei să-ți aduc și ochii lui maică sa? Sunt o persoană destul de închisă și am deficiențe de comunicare. Și eu sunt o persoană destul de închisă, nu știu cum vorbesc, nu mai drag eu. Unde vine această închidere, se poate numi asta un fel de cruce? Cum putem scăpa de ea? Da, nu se poate numi, este și altceva, nu un fel de cruce, e crucea ta. Păi și din născare, e din tip, e din nu știu ce. Vorba i-am spus, dar nu a acceptat cu totul, știi cum asta, da. Păi, și cum să spun, ar fi prea simplu, e o concluzie așa, tragem diagonală care nu se justifică. Păi, asta e crucea mea și mi-o accept și mi-o duc. Nu, că nu-i bună, deși închiderea asta, e o durere, dar nu-i crucea care te mântuiește. Deschide-te. Păi înviere, la Paște să stai tot închis. Înviere, deschide-te, dar așa e fata, nu? Așa frumușor, acolo, cum asta, da. Așa. Dar vă spun ceva, să nu credeți că eu aș crede acum, că cu trei cuvinte mele, așa, da? Rezolv eu problema ta, nu, e lupta ta și bunul Dumnezeu să-ți ajute. Și îți spun și sigur nu ești singur, că suntem închiși toți în grade mai mari sau mai mici. Nu ești singur, tu și el închis. Este unul închis cu totul, așa e în groapa lui, știi, așa cum asta, cum v-am spus, da. Așa. Altul e într-o grupușoară, altul e nu știu. Și vă spun aproape, dacă vezi și cel mai exuberant și cel mai popular copil, elev dintr-un colectiv și nu știu, eu vă spun că și el e închis. Că dacă îl lași, dacă te uiți, dacă poți fi cu el când e singur, dacă ai putea fi cu dânsul când e singur, e să-l vezi că nu țopăie singur de bucurie acolo. N-am văzut pe unul să râde singur. Am văzut să nădăjduiască, am văzut să, așa cum a, fiecare avem închiderea acolo, a noastră, cum a fost. Și îmi mai spun, vreau să te trimit la, du-te la cei deschiși. Nu, că te vor răni prin mare diferență. Du-te la cei un pic mai deschiși ca tine. Treci într-un eșalon acolo, așa cum. Și plus de, și nu uităm pe bunul Dumnezeu și Maica Domnului și uite, nu vedeți că e așa un oximoron, nu mai știu cum asta, am auzit cuvântul ăsta de la un profesor. Deschide-te la Dumnezeu și n-ar se poate să nu te deschizi și la celălalt, la aproapele tău, acolo, cum asta, da. Așa. Dar față de Dumnezeu, deși ești închis. Maica Domnului, uite așa, deși nu te duci și zici, Maica Domnului, eu sunt cam închis. Nu că vreau acum să devin cel mai popular. Dar sunt cam închis, mă pasă. Spune asta lui Maica Domnului de multe ori, v-am spus eu, eu aici împrește niște vorbi. Maica Domnului dă ajutor. Da. Poate să plece demonul de la cineva care face voia lui Dumnezeu pentru totdeauna? Vă spun că... Nu, nu este nimic pentru totdeauna aici, așa. Și plus de asta, pentru totdeauna vrei un weekend permanent și nu știu ce acolo. Nu. Dacă faci voia lui Dumnezeu, va veni și mai tare. Vorba-i că... Să vorbim de două. Poate te referi la o patimă, la demon. Sau poate te referi chiar la demon, poate te simți un pic găzduță de demon. Rabdă așa, na, să vă spun una frumoasă. S-a rugat un călugăr pentru un demonizat, era așa la săracul demonizat. Băi, ieși, chei, demoni, chei, nu ies, bă, eu te că nu ies, că tu cine ieși cu așa. Nu ies. Așa. Băi, eu da, s-o gândit că lucrul meu ăla nu este, așa. Nu ești, nu ești. Băi, da, vină în mine, dar atunci așa, știi, lasă-l pe ăsta, nu mă schimbă garsonia. Da, gata, așa nu ești, doar am tot să lași, e cald, ești tot, îți pot îndesa și freca și îți poie și da, cu capul tot spăie. Da,
s-au mutat, l-au lăsat pe om în pace și l-au stat în călugăr 12 ani. Și l-au mușit și l-au zulit și l-au foie pe călugăr, dar nici călugărul nu se dede. După 12 ani, acum eu expiră răbdarea demonului. Și iese. Dar călugărul, păi, dar și faci, pleci? Da, m-am săturat de tine și da, așa cum am făcut bătăturii ori. Da, dar ce mai rămâi? Pentru că ei mai rămâi. Dar cu răbdare, de la bunul Dumnezeu, nu v-am spus, să nu pască pe vă unul din noi gândul ăsta. Așala, pentru așala au fost. Nu pentru, da, da. Le este dat Duhul mai dinainte de a ne naște? Ne sunt date multe dinainte de a ne naște, dar acum, în secunda asta, nu mă obligă nimeni să ridic paharul ăsta sau să-l cobor. Deci asta e. Și Dumnezeu să oriente, știe dinainte și voi face, dar nu mă obligă. Deci să nu confundăm. Asta se găsește foarte bine în dogmatică la Părintele Stăniloae. Știi foarte bine și voi face, dar nu mă forțează asta să fac. Deci am voie liberă, nu ne este dat totul dinainte, nu-i predestinație, nu-i soarte. Vă spun cine-s date dinainte? Grămadă de însușiri și deci toți mi-i caracterizat și de asta și nimeni, din părinți și de la noi. Asta și, deci detaliile este nici nu, deci nu-s folositoare ca, nu-s ziditoare și așa, nu poți să te mântuiești fără să știi asta. Dar deci să nu, păi da, nu-i implacabil. Viitorul, soarta, nu-i implacabil. Tălharul de pe cruci până în ultima, deci dacă e simplu, vă spun, nu. Tălharul de pe cruci în ultima secundă puteți să aleagă acolo, acum. Și ala o ales, și ala o zis cu alu Dumnezeu și ăsta o zis cu alu. Păi dacă iar pe, așa pe urmă ne luăm cu noi la judecată cu Dumnezeu. Doamne, dar de ce e Doamne ăsta să te hulească și să nu se mântuiască? Nu. Avem voie liberă, oricând. Și vă spun un cuvânt foarte frumos din Război duhovnicesc, din Nicodima Gheoritu Culeasă, cred că nu e scris, pentru că e sintetizat, așa, e o compilație, unii spune așa, fraților, să știți așa, că omul are atâta voie liberă, încât dacă toată lumea și tot iadul ar trage de dânsul să-l încline să facă ceva și el nu vrea, poate să nu facă așa și nu vrea. Deci nu avem răspuns. Altfel n-am avea nici judecată. Cum pot să mă trăi la judecată dacă n-am avut și fașe? Da. Deși ne credem judecată și credem, îi cade întrebarea asta. Nu-i nimic ai pus-o, deci, și v-am spus, mă repet iarăși, să nu afecteze, poate mai puneți o întrebare sau ceva. Tonul meu că vorbesc sau că vorbesc hotărât. Tu întreabă și ai de întrebat și spune și ai de spus. Și eu pot să-ți răspund și ca un prost, n-are nimic, îți va răspunde altcineva bine. Tu întreabă și ai de întrebat. Da, așa. Și zic, nu știu sau nu pot sau nu știe, atât. Că așa vorbim, că dacă nu v-am spus, facem ședințe din pecerie. Până aici e bine. Acum, Părintele Duhovnic mi-a dat ascultare să cânt la cor. Avem pregătire în timpul săptămânii. Nu știu să cânt, am activități în ascor care mă atrag și le fac cu mai multe dragoste. Da. Ce să fac? Ține Iisus. Adică la mine chiar nu pot să-mi dormi. E dragul duhovnicului. Eu vă spun, mi-a dat bunul Dumnezeu un duhovnic atât de bun. Dacă omul și-ala mă lua cu toate mizeriile mele trecute și actuale și viitoare, așa, dacă m-a luat și el îmi zice să cânt la cor, cu toate că n-am glas, nu pot eu să fac simplu, ăsta lucru. Stau acolo și da. El îmi dă mântuire, el, Dumnezeu prin el. Așa cum a spus. Uite că, știi, da, trebuie. De ce este necesar să ne spovedim la preoți? Nu este de ajuns să spunem păcate în fața lui Dumnezeu? Dar unde e fața lui Dumnezeu? Să vă spun cum. Vine. Da, am fost, deci acum sunt întrebat prin bilet și m-a întrebat o pereche. Cu pereche. Tineri, bun, deștept, frumos, normal, tineri și exact, dar aveau tot întrebarea asta. Întrebarea asta de unde vine fraților buni? De la Adam și la Eva, că după ce au greșit cam pentru fișuri, știi, nu știu ce, da, așa e.
Tot așa, ce, dar nu pot să-i spun direct lui Dumnezeu, măi, dar pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, acolo, asta. Spun că dacă nu te spovedești, adică, nu știu cum cam o să-l vezi acolo, cum asta. Și vă spun ceva, de nu veți crede, nici veți înțelege. Deci, fac apel la credința ta. Eu degeaba îți răspund acum și nici nu vreau să fac o sur... Cred, tu poți să iei niște argumente din spovedanie, din niște... Dar spun ceva, un simplu argument bun. Atunci când faci păcatele și ele care vrei să le spui în fața lui Dumnezeu, n-ai nicio rușine. Și atunci doar ești mânat de cap de demon simplu și asta, că e o întrerupere și a raționalului și a tot. Așa. Acela e păcatul. Atunci ție demonul rușinea. Când te gândești numai să te apropii de un preot, te prinde o rușine de zdări de genunchi, frățoarele. Da, așa. Cu rușinea și e luptă-te. Și primește-o. Și ți-am zis, recunoaște-te. Și până nu te vei recunoaște, și îți spun altceva. Nu te duci și nu te spovedi la nici cu preot, dacă nu vrei. Dar nici nu vei termina cu păcatele la unul și la unul sau. Am avut un moment de decădere și am căzut în păcat. Nu am curaj să merg la spovedanie, deoarece mi este rușine. Dar mai ales știu că îl voi dezamăgi foarte mult pe Părintele Duhovnic. Păi îți crezi că e cineva. În plus nu mă pot deschide în fața lui. Da. Du-te la... roagă-te la Bunul Dumnezeu și du-te și la un duhovnic. Foarte bine. Caută, mai întreabă pe alții care... vezi, care îți spun că ce la duhovnicul ăsta tare e bun, e tare ușor, deci tare te deschizi. Și du-te și fă și tu ca alții, da. Pentru că și păcatul care l-ai făcut, tot ca alții l-ai făcut. Nu și crezi că ai făcut, îți spun, cum asta și să mă credeți, nu minimalizez păcatul și nu dau eu indulgență și zic, oi, vale, cale liberă și nu știu. Nu! Dar te întreb, deși te crezi că așa de tare tu ai păcătuit? V-am vorbit de crimă de la, din Dostoievski. Tu ce ai făcut? Cât ți-ai omorât în serie? Te primește Dumnezeu și cu 40 de oameni omorâți. Tu ce ai făcut? Deși ți-ai atâta rușine? Vezi că îi gânde la demon, știi cât îi da. Și altceva, nu tu ăsta care mi-ai scris biletul. Și eu, și mama ta, și toți, suntem o apă și un pământ, o baltă, eu vă spun. Să ne recunoaștem, suntem... Nu crede că păcatul tău e ca o Himalaya. Eu te așa se vede când s-a spărit duhovnicul când a vedea Himalaya așa de păcat. Stai cu minte. Stai cum. Dar ca unul mai greșe. Dacă ești noi, nu ai putut să greșești. Ca și ei greșe. Da. Dar cu rușinea care... și am vorbit de păcat și vorbim atât de rușinea ta. Sigur că poate tu ești mai sensibil, că și un sensibil, și un slăbit, și un mai slab, și nu știu. Poate să facă niște păcate bănele, de se miră și ei puteri, și nu știu. Dar sigur că pe cea luptă rușine mai mare, sau nu știu. Așa cum am Bunul Dumnezeu să-ți ajute, da. Nu v-am spus așa, să nu te lași în ispit așa lui Cain, că e acolo, la pașe, dar mai mult am greșit decât am mi se ierta mie. Voi, dar tare ești tu mai tare decât ai iertat Dumnezeu. Nu, du-te, schimbă duhovnicul. Are Părintele Paisia Gheoritu așa frumos ai fraților ceva. Zice, dacă trei tineri care se droghează, se duc acum cu avionul în Melbourne, în Australia. Și au nevoie de rație, de doză, așa e frumos. În 5 ori el nu a mai fost niciodată acolo, că îl trimiți pe alt continent, în 5 ori o să-l găsești că o făcut rost și de adresă, și de plic, și de asta. Drogat. Și tu nu găsești doctor, băi, fratele, eu și rușine și nu știu ce. Nu caut, știi cum asta, da. Caută, știi cum asta. Și ala își caută moartea și tu nu-ți cauți viața. Da. Nu se poate. Da. Ce aș putea face? Da. Pentru tatăl meu, care nu vrea să meargă la biserică, pe motiv că el plânge. Ai, el zice că e suficient să plâng acasă. Posibil. Să zice, nu știu, deci nu vreau, nu vreau să nu înțelegi nimic. Întrebarea e serioasă și asta. Păi să te rogi, știi, până să duci și să nu-l bați la cap, că nu se bate și de bătaia ta la cap. Pe nimeni niciodată să nu batem la cap. Eu acum mă rog la Bunul Dumnezeu să vă bat cât mai puțin la cap. Știți, asta e așa cum asta. Să se roage, nu este atât. Și să-l iubească și să aibă nădejde, deci până la ultima suflare. Nu? Că Dumnezeu încearcă credința lui. Ții, copilule, îți încearcă credința ta. Al tatăl o încearcă în felul lui și a ta o încearcă în cazul cu tatăl tău. Acolo ai răbdare și nădăjduiește și roagă-te și nu reproșa.
Că dacă reproșezi tu lui tatăl tău și, și să știți, în toate noi ne ferim, în toate noi ne oprim de a reproșa și de a nu sprijini, dar în a trimite la biserică noi nu ne oprim de a reproșa. Dar tu de ce nu te duci și nu faci și uite așa și uite așa? Tu de ce nu ești creștin bun ortodox și nu? Păi uite, acolo nici nu ești, nici nu-s conștient și nici nu, nu știu și de acolo cum. Da. Așa. Avem un prieten, păi să vă spun cum lucrează simplu Dumnezeu. Avem un prieten, Dumnezeu de de sănătate și mântuire. Așa. Lui prește credința. La o vârstă acolo, cum asta. La treabă, în ogradă, eu pune un casetofon cu muzică bisericească. Eu atunci nu avem nicio treabă cu muzica bisericească și nici cu biserica. Și eu mă gândeam, băi, ăsta e cam prost, chiar și la treabă, la ogradă, știi, pune muzică, nu se poate lipsi de muzică bisericească, știi, dar mai lasă-mă, mai scutește. Eu acum sunt călugăr, el acum e în lume. Dar deci trebuie să ai răbdare cu mine. Și el nu mi-a băgat în gând nimic. Eu am, deci, numai am și, am văzut în magazin și am luat marfa, care mi-a plăcut, că mi-a plăcut, nu că m-ai trimis tu. Pentru că dacă facă-se voia Domnului și, știi, lasă să vină, lasă să izvorască. Și este cuvântul și ala frumos. Dumnezeu naște, omul numai moșește. Deci poate să asiste. Nu poți tu să naști. Nu poți tu să-i naști credința lui. Tu moșește, fii prin prejur și fii binevoitor și dă, arată-i lui exemplu de răbdare creștină. Vine o femeie și spune frumușor. Păi, te-o văd de la biserică și bărbatul meu spală mașina. Și eu zic, mă, și duminica îți pierd mașina și nu știu. Și el îmi zice, bă, câteva bune și nu știu și, dar pentru care zice, dar tu dacă ai venit de la biserică, așa faci? Și mă iei în focuri pe mine? Așa e titlul la Evanghelie, te-o trimiți în Hristos să îmi zici nică de ce spală mașina. Eu cum am spus? Lasă-mă afară. Poate și năcăjă. Știu și eu cum e ghine, dar nu pot să mă ridic. Acum, acum. Mâine poate. Păi nu poate. Și încă n-am murit, cum ar veni. Crede-mă așa, că n-am murit, încă n-am murit. Mai dă o șansă. Okay. Iar lui tata care ți-o da viață, mai dă-i și tu șansă și mai dă-i și timp și mai dă-i și... Da. Cum pot ajuta o colegă dacă fumează? Sunt de ajuns rugăciune pentru ea? Sau e mai bine să lăsăm în voia lui Dumnezeu această grijă pe care o port pentru ea? Da, și în voia lui Dumnezeu. Și sigur în voia lui Dumnezeu, că știm că Dumnezeu ajută, dar nu pot să mă culc pe urechii detașat, păi Doamne ajută și gata, nu știu și că da. Aici e cu, deci e cu doze. Dar așa e în conjur cu iubire și cu răbdare, așa știu. Și niciodată, în schimb, nu pune mâna pe țigară și o lua și o arunca. Că nu iese, deci nu, așa. O să-și dea seama, și nu știu cum, iubește și roagă-te și, nu știu cum, fă așa, fă blând în, blând în jurul ei, ca fluturile, ca gogoaș, așa. Dă-i altceva, arată-i altceva mai bun de făcut, dar nu bun de făcut, dar nu, aici nu merge nici cu... Nu știu cum să vă spun, zice așa la un experiment. La ADN, pe acolo, nu știu, și-o băga niște celule și le-a pus sub microscop și în momentul când aprochie ochiul să se uite din microscop, celulele și ele deja începeau să foiască altfel. De ce? Să simțeau privite. Fii atent că poți să jenezi și să obții reacții inversă și numai privind preexistent. Roagă-te, fii aproape, așa, dar nu că stau ochii pretari. Și nu spune nici ochelari, nici microscop, nici nimic. Da. Roagă-te. Plus de asta, tu ai asta care ne-ai spus că colega ta fumează, sigur tu ai niște păcate mai mari. Și așa că știi, deci dă-o la pași. Suntem frați. Suntem frați. Și ne ridicăm și mergem, da, mergem acolo, umăr la umăr. Nu că eu de pe catedră te ajut eu să te izbăvești de fumat. Și așa e, asta să știți că se simte. Dacă judeci, v-am spus, nu v-am spus, omul, și că omul se judecă el destul, nu mai judeca tu. Se judecă el destul. Acolo. Și zici, da, eu cam văd că nu se judecă. Lasă-l mai că săptămâna viitoare se judecă el. Nu știi tu că nu ești tu cu Dumnezeu. Să vă spun. Dar v-am spus, aici e, deci, e cu doze, deci e cu nuanță și așa. Sfântul Iacov Piersul, sper să îi zic bine, e cel mai mare exemplu de nejudecare. Merge la o chilie, merge de la chilie la biserică. Și-au văzut un călugăr greșând cu un copil pe acolo, era bolnav, demonizat acolo. I-a văzut și-a zis, Doamne, dacă Tu nu-i arzi, nu-i trăsnești, cine-s eu ca să-i judec?
sunt o sinecurăchie. Dacă pentru asta, pentru păcatul și ăla, el nu a judecat, tu nu judeca, deci roagă-te și ajută. Și nici eu ca să-i judec. Dar Mântuitorul îți spune că n-am venit să judec, am venit să mântuiesc. N-am venit să judec, am venit să mântuiesc. Este ceva, mi-a spus cineva, ce este un drum de parcurs, dacă înțelegi diferența dintre Ilie, prorocul și Moise, atunci înțelegi cum mergi, știi? Îl mai lași pe Ilie și te duci la Moise, că era Moise om blând. Toți să ne ducem la Moise un pic. Și Ilie să fim cu noi. Și să vedem cât e de greu să fii Ilie cu tine însuți. Și că nici nu suntem, că suntem niște ipocriți, de rupem pământul. Și în fiecare dimineață și în fiecare seară, cu tot cu canonul făcut, știi, că e rugăciune de dimineață și de asta, așa. Și atunci o lăsăm mai ușor cu șilanț și va fi pace pe pământ. Și Bunul Dumnezeu și păcătoși, dacă ne înțelegem bine, nu păcătoși, nu vreau să fac un holding de păcătoși, așa, unii vor fi doi sau trei în numele meu. Nu zis unii vor fi curați și răscurați și purificați. Dacă se înțeleg și se roagă la mine, tot ce urmă. Dacă spuneți să mai lăsăm de la noi și să ne mai tăiem voia noastră pentru alții, da, și suntem luați de proști și fac ei... E foarte bine, e foarte... Te mântuiește Dumnezeu și ești prost și dacă te-o mântuiești, mai doare capul cum ești ca acolo. Te doare pe tine să fii și luat de deștept și... E foarte bine că ești luat de prost. Dar ești deștept? A ști, este un fel sofisticat de a nu ști. Ce putem face cu regretele noastre? Ne putem mântui chiar dacă nu mai putem repara răul făcut? Păi da, dar cine poate să opereze în trecut? Aparat de călătorie. Dar cum vrei să repari? Decât părându-ți rău și spovedindu-te și părându-ți rău, repari. Dar nu ne pare și al trecut, că noi n-ai stricat nimic al planului lui Dumnezeu. Te-ai stricat pe tine și ai netajat și pe alții. Și Dumnezeu te primește așa, cum te-ai stricat pe tine și da. Că o vine Dumnezeu pentru și bolnav, nu pentru și sănător. Și la bolnav nu mai te duci la patul lui și mai împuși două palme, că ești un bolnav. Și stă la acolo și ce-au făcut, de ce-au fost cu capul bol și-au rășit și acum gripul și așa. Nu. Da. Nu. Nu. Deci, când zici așa, nu trebuie, Părintele Savate Baștovoi, nu știu cum, aș vrea să fii Părintele Savate Baștovoi și să spun și eu un rând, dar așa, 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 iubesc mă cu Părintele și așa, așa, spune, nu trăiți din trecut și nu vă proiectați în viitor. Azi ce poți să faci, că mâini nu știi dacă l-a pus și ar trecutul, nu ți-e accesibil. Ți-e accesibil în spovedanie și în realizare a te dumiri și-o fost cu trecutul tău și-o fost cu tine trecutul și altul. Cum poți să repara? Poți să repara și rându-ți iertare la persoane, deși el. Da. E din... Da. Dacă îmi place de cineva care nu știe acest lucru și nu-mi oferă atenție, ce pot să fac? Nu știu cum, că dacă te apuci numai și șocănești un pic sau faci din mână, deja ca sunt desuietudine, știi că e așa de mult. Și pe urmă mă încep și cu stângul, că celălalt pe urmă face din milă, știi, ți-a fost de aia, e așa. Da. Nu știu, rogă-te la Bunul Dumnezeu să te sesizeze acel care îți place. Da. Și nu, și deși zâmbim, știu că e o mare suferință. Zâmbim, și e bine că zâmbim, că doar nu ne batem joc de nimeni și nu știu. Dar e o mare suferință să iubești și acela nici să nu se uite la tine. Și bărbat, și tânăr, și tânăr. Da. Deci, acela care ești, acela care ești, Bunul Dumnezeu să-ți ajute. Acum, și dacă nu se uite la tine și nu se uite nici până într-o sută de ani acolo... Da. Cum să spun, știi, nici nu s-a terminat lumea. Nu te... Deci nu e un capăt de asta. Deci nu te... poate Dumnezeu îți dă suferința și tocmai pentru că prefocalizezi, așa. Da, așa. E prea mult din tine. Aproape, nu știu cum să spun,
iubindu-l atâta din, dacă încă nici nu ați vorbit. Se întâmplă că îl iubește atât de mult după aceea încât îl sufoși și pe urmă vine și o dezamăgire și o ruptură. Nu, facă-se voia Domnului, asta e toată treaba. Dar Dumnezeu să vă ajute, v-am spus, da, eu bătrân și rău și dur și așa. Să știți, în schimb, că pe cât pot, înțeleg un suflet de tânăr și rând, v-am spus, să pot crea în asta. Și să știți, nu v-am spus, durerea asta, mai încolo, generează niște păcate de rămâi tâmpit. Am zâmbit acum vorbind, dar durerea asta, în înțelegerea asta, în iubire și în primire, am stat cu sufletul undeva într-o casă să mă primească și aceea nici nu s-o uita la mine, generează mai încolo niște păcate de te fugărești duhovnic. Dumnezeu să-ți ajute, știi, în asta, să te păzească de asta. Da. Așa se începe, nu se începe. Nimeni nu se duce în crâșmă deodată. Are 16 ani și se duce în crâșmă. Dar după aceea se duce. O zi și orice om înainte de a împușca, sură de tine. Așa e întâi, prima dată. Și urmă după aceea, da. Ce este iubirea? Ce înseamnă a iubi? Cum ajungem să putem iubi și cum știm dacă iubim și nu ne înșelăm? Poate ne iubim pe noi înșine și ne înșelăm. Sigur ne iubim pe noi înșine. Așa. Iar iubirea e iubire pentru că înțeleg foarte bine că vorbesc de iubire, de prieten și de prietenă. Iubirea e când nu trăiești decât prin celălalt. Vă vorbesc de iubirea maximă. Prin celălalt pentru celălalt. Părintele Porfirii din Grecia au zis că ce, să vedeți cum se dobândește rugă și cum un mod de a te ruga. O zis că a venit o fată și o băniță la dânsul de la țară și, și îi spune: Părinte, m-am îndrăgostit din Nicos, un grec, tânăr, băie. Toată ziua când pascoile, Nicos îl văd, mă gândesc, Nicos îl văd. Când mănânc, văd Nicos. Când mă culc, Nicos. Asta nu-i rugăciune, nu-i iubire. Așa se mai întreabă, știi, dacă iubește sau nu. Asta e iubire. Nicos. Asta e iubire. Iar pentru Nicos faci orice. Asta e iubire. Simplă, știi, și asta. Mai iubi, dar să vedeți ceva. E pe un timp, deși e pe, așa, ca să mai fie, ca să știi că asta iubirea trebuie să mai și dureze. Și ca să fie, aproape pot să spun, deci se începe cu pasiune, dar iubirea confirmă pe urmă. Și iubirea presupune, o întreba cineva foarte cu sec, cineva spune ce, Părinte, eu îl iubesc, deci, na, fata să-mi predasă sufletul așa mai tare. Eu îl iubesc și el mă iubește. Așa, și, dar eu mai descris relația, așa era cam percotat, așa. Și duhovnicul zice, păi unii jertfă. Iubirii pe unii vezi tu vă jertfă? Vă urmă de jertfă. O mică urmă de jertfă, unii vezi tu? Nu-i. Păi nu te iubești. Da. Te vrăjăște, se întâlnește, faci ceva, dar nu te iubești, nu. Nu te iubești, acolo iubești. Pentru celălalt. Iubirii când ești din tine, pentru celălalt, acolo, cum a spus. Nu. Și să mai știți ceva, în schimb, vă spun. Nu mai știu de unii. Din Faulkner. William Faulkner. Spune, aștepta una săraca să se mărite, deci nu se mai mărita. Și o vine tot un gol, un mizerabil, nu știu, și așa la o era singur și unii cu pretendent, da. Și săraca din tăia avea o repulsie de crăpa față de cealaltă. Dar tot, dacă nimeni nu șerie și ăsta era singurul care șerie și zice Faulkner frumșor, ce? Și fetele astea bătrâne ajung la concluzia că o nuntă oricum e mai bine decât nicio nuntă. Da, deci asta știi, deci nu tine și ăla știi, era acolo, da, așa era iubire, dar jam. Nu mai am puterea de a iubi. Cum să ies din această stare de împietrire? Cum să pot iubi pe cei ce mă desconsideră și lovesc în mine în diferite forme? Da, și Mântuitorul, știi, gândește la Mântuitorul. Da. Gândește nu la tine care ai făcut niște sacrificii și le-ai făcut și... Și v-am spus să nu credeți că dacă vă răspund repedea și am spus că vorbesc tare, eu înțeleg sufletul și ala tu și spui că eu înțeleg, eu nu uit că tu ai spus, nu mai am puterea de a iubi, nu mai sunt motivat, nu mai cred că dacă mai iubesc, mai ies uneva. Iubești pur și simplu, deci nu aștepta nimic în schimb, știi, acolo, acu inițial. Că dacă nu ieși, e cam...
dau, e un schimb, nu, roagă-te la bunul Dumnezeu, așa e, da, dar nu iubire, încredere și pașe și altceva. Scriu undeva că unul tânăr s-a abandonat de mamă, crescut în casă de corecții, pe urmă mai mare, în închisoare din majori. Așa, la 17 ani avea tatuat pe umăr, nimeni nu mă iubește. Și tu asta spui, asta, că, când zici că nu ai puterea de a iubi, că sigur nimeni, crezi că nimeni nu te iubește, că măcar ai spune, nu am puterea de a răspunde la iubire, dar acum ești singur și, da, obosit de, da. Ieși la corul copiilor de la Hiroshima, zic copiii, sufletele copiilor se ridică și zice, ce ceață, Doamne, vai, ce ceață deasă, unde e drumul către casă? Da, așa e, asta ești tu acolo. Da. Strigă la bunul Dumnezeu, că vine bunul Dumnezeu. Dar nu-l aștepta, știi, mâini, strigă. Așa e iubire, să strigi, să nădăjduiești. Nu v-am spus că unii e jertfa, sau măcar unii e răbdare, un pic de răbdare, un pic de răbdare. Și nu lăsa să-ți pune definiții și mari, gata, nu mai iubesc, nu ți-am spus că și asta, tot așa, de la asta ajungi la alte păcate mai mari. Păi nu m-ați iubit mai, nu știu și pe urmă, păi iau să vă scuip și eu, măi, cum m-ați scuip așa, bă. Și iese păcate mari, iese păcate mari. Pe urmă nu rămâi la spovedan decât cu raportul de păcate. Și porunca a doua, deci 100 de ori, sau ce e, zici. După ce au gustat din pomul, din fructul oprit, Adam și Eva au cunoscut binele și răul. De ce nu au cunoscut că este bine să-și ceară iertare? Și au dat vina pe altcineva. Da. Nu cunoscut binele și răul, cunoscut numai răul, vă spun, că binele îl cunoscut înainte și, da, nu-s toată în binele și acolo cunoscut. Păi nu știu cum, aproape vă spun să iertăm și retrospectiv, să iertăm, că nu au putut nici ei face asta, acum nici noi nu facem asta, acum. Noi ăștia care am pus întrebarea despre Adam, suntem ăștia care facem asta, că doar asta facem. Dar nu, eu și el n-am. Uite, bună întrebarea, așa? Atunci e simplu să spui că au cunoscut binele și rău. Atunci a fost mare ruptură, așa, a fost un haos, a creat haos acolo. La păgânii, că s-a deschis cutia Pandorii. Au ieșit toate relele, până atunci stăteau înfundate acolo, așa. Acolo. Și de acolo spune că ultima a ieșit speranța. După ce au ieșit toate relele, la urmă, așa, mai slăbuțe, mai nu știu, dar care nu se pierde, și speranța. Și zic așa, nici nu le purteam grijă lui Adam și lui Eva, că eu scos Mântuitorul din Rai, din iad, că doar îi vezi acolo în icoană, la Înviere, așa, la pogorârea, la iad. Să ne purteam grijă nouă, știi cum asta. Restul e teologie, nu care nu. Părinte, merg la spovedanie și mă simt foarte bine când mă întorc acasă. Dar am o problemă, nu simt să merg foarte des. Simt că trebuie să mă pregătesc pentru asta. Este o ispită? Nu e o problemă, e felul tău de a fi. Altul se duce și tolocănește două ore în fiecare săptămână sau o instare și în fiecare zi și nu știu. Și altul se povedește odată la jumătate de an, așa este. Deci fiecare, nu e nicio problemă. Pentru că ești tu. Nu te cunosc și nu pot să spun că e o problemă. Și cum să spun că e o problemă? Că pot să spun o prostie. Tu poate asta ți-i spune de anumită așa. Și după sufletul. Da, nu e o problemă. Să te înțelegi bine pe tine și să te simți și să te poți acorda și acorda cu tine însuți acolo. Cum pot să-mi fac părinții să mă iubească ortodox? Pentru că părinții mei sunt certați cu bunica și mama se comportă urât. Nu e că să te iubească ortodox, e că să te iubească. Și mă doare inima și eu vă spun că nu tu ai întrebat asta aici. Toți avem probleme cu asta. Pentru că dacă ar zice să ridici mâna acela în familie care nu mai poate de iubit și de mamă și de tată. Să văd acela care debordează de iubire, să-mi ideie și noi. E o problemă în familie acolo. Rabdă și tu, și roagă-te și tu. Așa e, da. Și da, da. Și să te iubească ortodox. Cum poate mama și tata să te iubească ortodox? Te iubesc acolo. Sau zi-mi voda prostie și numai pentru faptul că te-au născut și te-au îngrijă și te-au ridica. Știi, dacă mi-ai pus întrebarea asta, cred că ești peste 17 ani. De-acum poți să-mi ieși singur. De Dumnezeu să te iubească perică din viață.
Și nu așteptam. Sunt, o zis cineva, avea vreo 30 de ani și îi murise tatăl și o muri și mă asta. Și face ce că eu am rămas să o fac. Totuși vreo 30 de ani, băiete, și faci tu ce cu tine, cât vrei, cu liegă, până când vreau. Eu am rămas să o fac, da? Cum ne putem păstra mintea curată și cum ne putem ruga cu atenție? Cu efort, știi, cu chin, cu rupere de tine și cu grijă. Și în plus de asta, și cu simpla, dacă aș spune, păi dacă nu faci asta, o să ajungi tare rău, știi, și ajungem tare rău, știi. Și când o să simți că te apropii de focul și ala, că dacă nu te rogi și cu dar nu cu atenție, aici nu... Nu-i ca un mers pe bârnă și nu-i cu exerciții impuse și cu asta. Eu îți spun o formă de rugăciune mai bună. Nu judeca și nu vei fi judecat. Și poți te rogi și mai împrăștie. Da, acolo, cum asta. Eu sunt acela care am momente foarte împrăștietă și disparată și așa. Și n-am nicio sinteză și nici un curs, așa, așa. Eu nici somnul nu pot să-l țin cursiv. Și nu pretind asta de la mine. Bună, Dumnezeu nu știe inima așa cum asta. Și adică am mizez o nădejde a mea în mântuirii că nu vreau să fac rău la niciun om. Asta e toată nădejdea. Deci nu văd că nu vreau să fac. Și dacă fac, fac nevrând. Și tot. Atât ai. Deci cum asta, pe asta mizez eu. Așa cum. Pe rugăciunea mea, nu știu să știți cum e ieșit de la... Și fac călugării de la anii 300, din asta Ava, și fac călugării când era schitu, schitienii și tebaid, așa. Noi am făcut poruncile lui Dumnezeu cu fapta, 100% a mea. Dar și e de după noi, așa e până la jumătate. Dar și e de la urmă. Așa e nimic nu vor face dintr-o călugării. Dar vor veni asupra lor ispite. Și dacă vor răbda, vor fi ca și cei din tâi. Deci, știi, răbdă, nu știu cum să spună. Îți spune Părintele Lovni și ne-a și spune... Dar așa de simplu spune, parcă spune de șervețele și de pahar de apă. Eu sunt duhovnicul că eu mă cam rog în minte, dar nu-i bun în minte, că trebuie să cobor în inimă. Păi, prostuțul lui Dumnezeu, dar Părintele Clopa spune că într-o generație se roagă cineva în inimă și nu știu. Chiar vei tu acolo, bagi tu mintea în inimă și voi scutește-mă, sincer vă spun. Iubesc rugăciunea asta, o vreau, dar scutește, nu fii prostuț. Tu de noi de ghesă și mă, Doamne, miluiește acolo cum azi. Stau la liturghie și când citește Evanghelia, mi-o șterg tot din față și nu știu nici ce o zis, da. Și eu vreau rugăciune în inimă. O vreau, e de dorit. Dar să nu mă chinui cu mine cu ceva și nu pot avea. Eu n-am nici bani de șizme, știi? Atât. E frumos pelerinul rus, da. Dar fiecare om parcurge din care și e mult, puțin acolo cât asta. Și un pas să plătește Dumnezeu, știi? Voi fi din fiecare tu masară, așa v-am zis, Doamne, miluiește acolo. Da. Văd să lua și ăla îi răspund, nu ca să smeresc. Să ideii Dumnezeu să ajungă contemplativ, ca Sfântul Isaac Sir. Să ideii Dumnezeu. Deci îi răspund. Dar vă spun așa, nu lua lată, că rămâne interminată. Dacă aici mă întâlnesc cu el peste 5 ani, nu știu nici dacă îi mai zice de rugăciune. Da. Și nu ca, deci ca, mie îmi place un cuvânt rezonabil. Să fim înțelegători. Nu sări nici în mare, nici în vânt, nici în nu știu cum, cât ești. Deci nici pre jos, nici pre sus. Rezonabil. Rezonabil. E de dorit. Visează, știi cum asta, dar efectiv, să știi și efectiv poți să faci acolo. V-am spus, mântuirea noastră cu asta. Prin iubire, prin iertare, zice Sfântul Macarie cel Mare. Are un pasaj foarte frumos în omilie. Dacă cineva se sălește după rugăciune, 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 și ceas, pendulul, toc, 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 da. I se va da rugăciune, da, i se va da un fel de rugăciune, va zice, se păzește și închide ușa în camara sufletului lui și ușa exterioară și pune și trei perdele, și așa, așa, da. Dar ce? El nu are blândețe. Când o căuta. El nu are înțelegere, că nu căuta-o, că el o căuta numai rugăciune. El nu are compasiune, nu are nimic. El numai tac, 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 tac. Și restul deranjează, că el tac, 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 tac. Restul sunt o sursă de stres de la locrește pe el de la nu știu. Nu. Iubiește-mă, înțelege, deschide ochii. Nu vezi că suntem împreună acolo.
Voi nu cumva apuc, cred că din cauza voi nu pot să-mi fac eu canon în seara. Voi rău și mi-ați făcut voi din ei. Voi și mi-ați făcut voi. În zilele din urmă, călugării vor ajunge ca mirenii, da. Iar mirenii ca draci. E, nu, mă, eu pot. Să înțelegem acest lucru. Păi să-l înțelegem, să-l înțelegem, nu ca, nu, în primul rând, nu mota moștii și mi-e așa. Și nu e o generalizare, cine împiede cu un călugăr să ajungi ca draci? Cine împiede? Când ești una, o văd, așa, așa. Și al doilea, unii Evanghelia, tu și mai știm Evanghelia, dacă mirenii au ajuns ca dragi. Suntem cam de la capul și nu știu din aia. Eu nu văd, eu n-am văzut aici, nu știu cum. Și să știți, și nu știu, da. Vedeți că vrem rugăciune multe. Nici nu vrem să ne vedem unii pe alții mai buni. Cum să te văd ca dragi? E rușine de spus al tău, Nicolae, bă, bă, cum ne putem dezobișnui de la cârti și a fi nemulțumiți? Nu știu eu, dar uite, uite la tine, sunt acolo, cum asta. Vezi că te-ai decârtit contra ta, așa. Vezi că când îi vezi prin știa că ce, păi ne-am pus și în casă și la baie și asta numai bilețele. Fișe, lucruri care trebuie îndreptate. Pune-ți bilețele și ele, ale tale, în față, nu bilețele de altul. Cârtit înseamnă pe altul, știi? Și treaba asta. Și treaba asta. Nu să vă așere o femeie de la țară, sunt foarte simplu, are un bărbat foarte cărtitor și iute așa și nu știu. Și zice, părinte, când îl ia răutați așa asta, dar pe el îl ia ca unde e așa? Da și ala, da și ala, da și ala, așa. Da, e femeia simplă. Mă, dar tu nu vei fi întrebat pentru el, la judecat. Simplu, nu consuma benzina. Mă, nu vei fi întrebat pentru el. Nu te întreabă, că acolo singuri vom fi, uite așa, eu de eu, tu de tu, tu. Nu vei fi, atunci de ce îmi cârtești acum? Nu vezi că e... De asta, atât, nu vei fi, atât ați spun, nu vei fi întrebat de el. Dar de ce nu te gândești să-l ajuți? De ce nu te gândești să-l ajuți? E și ala, pe și e. Și cum vrei să împlinească Evanghelia? Dar nu se împlinească tot așa, nu 100%, dar măcar un pic de care. Da. Și spovedește și de cârtire, că să știți, noi ne spovedim foarte simplu, așa. N-am omorât, n-am furat, n-am nu știu ce, mă bucur că am scăpat de... Dar este erod de azi tare, știi, tot, dar și Duhul Sfânt acolo cum asta, tot de la demon. Dar nici să nu ne scârbim. Băi, dar cârtesc, dacă am toată viața am să cârtesc, că și nimeni nu cârtește o leacă. Eu, aici, care vorbesc, cârtesc de rup pământul. Așa, cum asta. Dar Bunul Dumnezeu va veni cu inima Lui. Și atunci vă spun și că vine și întrebarea, știi? Dacă am fi perfect, mila lui Dumnezeu, așa ar mai fi necesar. Da. Nu este oare rugăciunea mama tuturor faptelor bune? Da. Da. Asta nu e, asta nu, da. Asta nu e o întrebare, e un răspuns. Dar e un răspuns, acolo e răspunsul. Mai știi o dată răspunsul? Rugăciunea este mama tuturor faptelor. Acum o întrebare care nu lipsește de la conferințele noastre. Cum? Oh, o întrebare care nu lipsește? Da. Și nu e de întrebare, devine suspicios. Cum ne putem purta cu o prietenă bună, dar care este penticostală? Ea este foarte tare în ce cred. Aici sunt la părerea despre ecumenism. Da. Asta e întrebarea tipul care e piatra de protecnire, care rugați-vă să nu știu nici peste mine, nici o peste viața, nici... Păi vă spun răspunsul meu bun. M-a luat un baptist în mașină, la ocazie. Nu m-a luat că era să mă duc. M-a luat ca să mă mai izolească de acolo. Mă întreabă așa, dar eu eram foarte bine dispus în ziua așa. Mă întreabă, ce faci tu? Ce faci tu? Zic, acum mă duc la niște oameni care cunosc acolo. Dar ești la o mănăstire? Da. Și acolo cum trăiți? Că eu nu știu cum se trăiește. Cum? Ești, ai o vacă, ai o găină, ai o și te rogi, slugi, Dumnezeu, ori de alte mănânci. Dar un călugăr ce face? Dă-mi esența vieții la un călugăr, deci la un dan. Zic, un călugăr își face casă dincolo. Da, bun, nu pot cu răspunsul până aici, dar fața tot nu se muie, era dură, așa, ce rog. Dar tu te-ai botezat? M-am botezat. A, dar nu, eu te întreb, tu te-ai botezat? Nu,
Nu boteza preotul, na, așa, așa. Păi vezi, dar nu te-ai botezat la 33 de ani și așa, 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 da, așa. Da, vezi, că uite, ai văzut versetul acela unde scrie că iar tot ce crede și se va boteza în Mântuitorul și va mărturisi, se va mântui, iar cine nu se va osândi. Și eu zic, păi atunci mergeți în mașină cu l-osândit, acum, știi? Asta de curge. Da. Stați să nu-i pierd, că nici nu vreau să deformez, nici nu asta. Nu, lasă asta, dar pe urmă, așa frumșor, da, zic, dar dacă murim la 10 ani și nu eram nici botezat, că așteptam 33 de ani, și mai botezam, și mai mărturisăm, și mai nu știu, dar nu erai conștient atunci. Știți doar, dar Sfântul Ioan Botezătorul, cred că inconștient o trebuie saltat în pântici și când a venit Mântuitorul și eram pântici și nu era născut. Așa. El spune la Duhul Sfânt că și el nici nu s-a accesat, nu s-a accesat numai la Hristos. Domne, zic, uite, e o zi frumoasă și frumoasă era într-adevăr și asta. Eu îți spun că și un musulman se mântuiește. Dar cum se mântuiește? Deci nu că nu ne mai mântuiem nici ortodoxi. Că nici noi ortodoxi zicem că numai noi ne mântuiem și nu la eclesia, extra eclesia, nu la Salus. Domnule, eu spun că se mântuiește un musulman. Dar cum se mântuiește un musulman? Păi uite, eu spun cum. Musulman, și el s-a născut musulman, nu, într-un sat. Și s-a dus în armată și a ajuns locotenent. Da. Și îi locotenent peste o trupă de baterii de artilerie. S-au luptat musulmanii cu greșii, turcii furioși, au înconjurat satul și ala și erau numai civili și nu știu ce. Și-au pus turnurile în bătaie, zbieți soldații morți și zice, radem satul ăsta, îl facem palancă, facem ca la Lidice, în Iugoslavia, unul bătut în al doilea război mondial. Facem treabă. Locotenentul ăla musulman zice, voi nu și nu și nu. Și dă ordine și oprește bombele și ele și așa trăiesc. 2000 de oameni ortodoxi, greși, drept credincioși, trăiesc pentru că locotenentul ăla care nu s-a îmbătat și a fost milă omeniești, a oprit bombardamentul. Așa zic, se mântuiește sau nu se mântuiește? El bagă Dumnezeu la iad, așa zice, treci că ești musulman, că nu știu. În gândul meu, dacă îmi spui prostia asta, mă dau eu de mașină. Da. Zic, îți mai zic, au cu alta. Se naște o, se pune situație, o băbuță catolică din Munții Albi, să zicem, din Italia. S-a născut catolic, e credincioasă. Nu a făcut păcate, nu a cunoscut dogma, nu a cunoscut ecumenism, nu a cunoscut nimica. O suferit, a fost o mamă credincioasă, o soție credincioasă, s-a rugat, a mers la biserică, s-a împărtășit, a făcut toate sacramentele și toate. La urmă moare, la urmă se îmbolnăvește, îi mai rupe Dumnezeu și un picior sau un cancer, suferă mult, se roagă la Maica Domnului de rupe pământ. Crezi că Dumnezeu o dă cu cârligul de la oi, știi, de o parte, du-te de aici că ești cartonul. Eu nu cred asta. Nu cred asta, Domnul, nici de asta. Și te mântuiește Dumnezeu cum știe și pe tine. Zice, sunt apostol pe alu, păgânii vor fi judecați după legea firii, conștiința care e pusă în trânșe. Unii s-au spus, ce, când faci bine, nu ți se luminează fața ta. Și când faci bine, când faci rău, nu se spune că fața ta. Atâta, da. Dar deci dacă el nu a cunoscut nimic, că nu a avut dat Dumnezeu. Găsiți răspunsul ăsta în Cartea Sfântului Siloan Atonit. Eu nu vă răspund nimic acum. Găsiți răspunsul ăsta la Sfântul Siloan Atonit. Unii zice, s-a dus călugăr și spune, ereticii pentru păcatele lor vor arde în iad. Și Sfântul Siloan a zis, da, spune, dacă tu vei fi în rai, că ești drept slăvitor, ortodox, și de acolo o să vezi că ereticii arde în iad. O să stihnească? Și mai ești ortodox? Mai ești ortodox stihnindu-ți? Da. Și Toma d'Achino chiar spune că ce încă plăcerea raiului va fi mărită când îi vom uita prin geam la dânșii în închină și vom vedea de ce am scăpat, de ce am scăpat și noi suntem mai mari. Ferește, mă, Doamne, de așa teologie și de așa. Da. Și zicem Sfântul Siloan, ce iubirea nu rabde pieirea nici măcar a unui suflet. Și vă spun, deci eu mă spun pe mine vouă, voi să nu luați nimica de la ce vă spun. Că puteți să le pădați ca pe șervețele ăsta. Nu, aici stai ghisată, e foarte bine, doar v-am pișirea. Așa. Doresc și sper, biserica spune, apocatastaza, erezii, foarte bine. Și eu,
Dumnezeu, drept credincioși, mărturisesc. Dar am găsit o rugăciune frumoasă, l-o trimis pe Sfântul Antonie ca să nu se mândrească, l-o trimis la un curelar din Alexandria, la un murar. Băi, Antonie, nu te mai dau mare tu acolo, dar este un curelar acolo care e mai mare ca tine și stă în lume toată ziua acolo și coasă ori papuși, pantofari, știi, trece toată lumea, trec toate femeile și lumea și piața și nu știu și. Și el e mai mare înaintea lui Dumnezeu ca tine. Du-te și vezi că e mai mare. S-a dus, băi, și faci tu acolo. Și ala liniștit. Nu fac nimic, pus pantofi și hauri și o treime dau la biserică, o treime la săraș și o treime mănânc eu pâine. Băi, lasă-mă cu asta, că asta e prea simplu ca să fii mai mare ca mine. Zici și faci. Nu fac nimic, băi, zici și faci. Eu te și fac dacă tot mă întreb. Toată lumea asta care trece, stau eu și mă gândesc și zic mereu în gândul meu. Toți se vor mântui, eu singur voi peri. Și aici avem în gândul ăsta apocatastaza minus 1. Deci nu se eretic. Cred că poate în 1 să va pieri. Apocatastaza minus 1. Nu știu cum, că eu nu știu ce am eu să știu. Gândiți-vă la mine, nici ar fi o prostie, zic că știu și eu. Dar cred, doresc, iubesc, sper. Adică nu vreau să mântuiesc doar mama și bunica. Cred. La mila lui Dumnezeu. Zici toate păcatele omenirii înaintea în mila lui Dumnezeu, îți ca un fir din nisip în ocean. Ca un fir, pe plajă. Un fir. Că dacă nu micșorăm pe Dumnezeu, că nu vezi că dacă cântărim păcatele noastre, le cuantizăm, păi de unde știi că sunt mari, mici și nu știu, și câte vreme nu le-ai pus la judecată și judecata e lui Dumnezeu. Știi tu mila lui Dumnezeu care va fi prezent acolo? Știi tu mila lui Dumnezeu? Plus de asta, omul și ala, prietena cei care e foarte tare acolo, poate vrea să se întoarcă sau primește un cuvânt mai încolo, mai încolo și nu refuză nimic. Dumnezeu știe de ce-a făcut-o, s-a născut, când a luat ființă acolo, cum asta. La bine, la rău, altceva. Deși mă, tare, mă, eu îmi creștec cu vitriol pe eretici, când eu pot să fac niște păcate, joalea în ortodoxia mea. Eu joalnic, că sunt mizerabilul mizerabilor în ortodoxia mea. Că doar asta e mai înainte, toate bilețelele și nu bilețelele voastre și eu cu mine, că sunt aici în sală și așa, o să fim până la moarte. Suntem joalea din sână din noi cu totul. Și atunci eu sunt drept credincios, tare. Cât cred. Nu știu cum sunt drept, rămân cu drept credincios, așa cum am. Sfântul Silvan Antonie. Iubirea nu rabdă tăierea nici măcar a unui suflet. Iubirea. A lui Dumnezeu. El a descoperit-o acolo cum am spus. Îmi doresc mult să am un prieten. Duhovnicul mi-a zis să nu mai caut pentru că mi-l va trimite Dumnezeu. Dar eu tot aștept și câteodată mă supăr pe Dumnezeu pentru că mă întreb când o să-mi trimită. Am pornit spre desfinare și fac acest lucru cu gândul. Oare Dumnezeu nu-mi trimite acea persoană pentru a mă păzi de păcat? Nu, e tot un oximoron. Și răspunsul e simplu, fac-o și voia lui Bunul Dumnezeu și nu v-am spus, nu vezi de ce suferă. Suferă de singurătate. Acolo, cum și v-am spus, nu vezi că te interesează? Păi nu mă interesează să te cauterizez eu de gânduri și de desprânare, care sunt inerente. Dumnezeu să-ți dea pace și iubire în suflet încât să uiți de desprânare. Și numai așa va peri asta. Că dacă nu o să fie un om singur, zic, da, om nu este și el nu este. Nu e ușor de capul meu. E și... Este un, nu știu numele poetului american. Cerșătorii sunt două feluri. Aceia care stau la stradă și întind mâna și ce le arunci un bănuț, deci cerșesc bani. Și ce, cu cât banul e mai mare, cu atâta zâmbetul e mai mare. Rânjește și îți mulțumesc. Da. Și mai este al doilea fel de cerșători. Cei care caută dragostea cu ochii în tavan. Stă singur și singur. Și singura asta poate să fie și în doi, că-s căsătoriți și tot caută dragoste cu ochii în tavan. Să mă lângă altul și tot așa, da. Așa. Și asta doare, deci v-am spus, să știți ceva. Dacă și spun, deși uneori vă mai fac să zâmbiți, să știți în schimb că trăiesc foarte serios și
Și foarte, deci mă doare, mă doare și de ale mele și mă doare și de ale altora. Dar nu putem să stăm în groapa, deci omul mai și zâmbește, știi, sau mai și vorbește, mai și da, atât acum. Da. Acela e, da, ești un om singur, dar nu ești singur, e bun, Dumnezeu acolo. Așa. Să începi de la Dumnezeu, Doamne. Și ți-o răspunde bine, duhovnic, ți-a trimite Dumnezeu, dar ești tu înainte, ești, 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 o dată electricitate, dar apasă și tu printre repoțări. Da. Plus de asta, nu te grăbi, că nu te grăbi. Are Sfântul Nicolae Velimirovici, vă mai spun o carte care e o baladă toată, Rugăciuni pe malul lacului. Și spune, am văzut un copil alergând după fluturi. Și colorat, frumos, și nu știu și... Când prindea unul, ținea un pic în mână și treceau pe alături alții mai frumoși. Lăsa și iar fugie, lăsa și iar fugie. Dar fluturi, fluturi, fluturi. Unul mai spune, am văzut un copil tare mai fuge după o pasăre frumoasă, măiastră, coadă de diamante și pene de nu știu cum. Și când a prins-o în brațe și când a pus mâna pe dânsa, pasărea s-a întors și l-a șupit, l-a rănit în ochi. Și copilul a plâns. Deci nu te grăbi, știi, nu? Și nu, nici nu te răpeze, în lagăr au făcut. În lagărul fășeau nemții bat jocuri, îi țineau înfometați ca altceva și se distrau cu deținuții. Și îi zice, închide ochii. Închide și ăla ochii, cască gura. Fac o strânge. O strâns și o bucată de sandwich, margarină cu pâine, nu cum o iei, că margarină cu pâine, da, așa cum, nu ca unul mai niște zoiși, nu știu. Iar, o bumă, că așa, e de a doua oară, închide ochii, știi că nu mai, închide ochii, cască gura. Iar, el a cu o casca mai tare, să saltări săracul, știi, da. A treia oară, închide ochii, cască gura, strânge. Când o strâns, băgase bolbe, sticle, e umplu gura de sânge. Deci nu mușca tare și nici cu ochii închiși, nu știu, și când, da, ce poți aștepta. La dezamăgirea asta, la asta este, da, așa. Și să știți, ori și, să nu căutăm să posedăm pentru noi. Fiu prieten cu celălalt, dar v-am spus, în Dumnezeu, în trei, știi, nu e în doi, în doi nu-i bun. Și Sfânta Treime, Sfânta Treime acolo, cu Dumnezeu, să nu uite, nu mergi în cerc închis. Plus de-aia, este, zice, egoism. Este egoism în doi. Este egoism în doi. Nu căuta egoismul și nu căuta debarauă și în care în doi toate sunt bune acolo și nu. E jale. Poți fi un egoism în doi, da. Zic. Cum află la ce vârstă în Hristos sunt? Da, este ceva foarte frumos și nu ți-o spun ție celui care m-a întrebat, deci mi-o spun mie și vouă, așa, da, de fapt vorbim noi, așa. M-a întrebat o maică, era ușenică la o stareță bună, nu mai știu, dar la 1800 și. Era ușenică de mulți ani la chilia stareței, stareța era bună și o întreabă. Maică stareță, maică, ca duhovnicească care asta. Eu pe unde sunt? O întreabă. Deci asta, nu știu. Dar bătrâna îi spune, tu nu ești pe nicăieri, că nu-ți simți pe ei. Da. Nu te căuta cu termometru și nici cu grade de Fahrenheit și nici cu nimic. Lasă așa, da, nu, lași. Că și vârstele este să le iau. Acum ești la o vârstă și pe urmă să ajungi când... Deci nu ai să mai știi dacă, cum mai crezi și mai vrei și nu știu ce. Are Părintele Sofronie o carte, Corespondența cu Dimitrii Balfour, un catolic convertit. S-a călugărit, s-a preoțit, corespondat și cu Sfântul Siloan. Deci asta e vârsta lui Hristos. Atunci, păi și mai vrei, era preot convertit, catolic, călugăr, monah. Da. Viața trecând, s-o lepădat și de călugărie, s-o lepădat și de preoție, s-o căsătorit și s-o lepădat și de credința în Dumnezeu. Acum nu mai era nici Dumnezeu catolic, s-o lepădat și de credința din Dumnezeu. Și-o petrecut 15 ani în stare. Asta și Părintele Sofronie nu întrerup corespondența cu dânsul. Și spune imens, s-o ridicat într-o dimineață în pat, din lângă femeie din copii și-o zis, acum cred din nou. Nu s-a mai activat ca și călugăr, au rămas credincios, simplu, miream și dar acum cred din nou, deci nici nu mai crezuse. Și uite la și vârstă în Hristos ajunsese, preotul lui Hristos, ortodox, și pe urmă nici nu mai crede în Dumnezeu. Asta în 15 ani. Ce-ți cauți tu ăsta? Da. Dacă te mântuiește Dumnezeu, poți să te mântuiască și papul ăla.
Poți să te rugi lui Dumnezeu cu cuvintele tale? Da. Îmi este greu să citesc de pe cartea de rugăciune. Da, da, dar nu mai vezi că cuvintele mele, le-am văzut de multe ori diluându-se și alungând niște cuvinte care nu le vreau nici ca ale mele. Știi, le spuneam, dar nu știu cum a făcut. Da, dar alternează, deci și cu cuvintele tale, și cu psaltirii, și cu Doamne Iisuse, și, deci fii deschis, fii permisiv, așa, așa, fii permisiv acolo. Nu o ține tare, este saltări și de altfel îți spun că este saltări singuri după un timp de cuvintele tale. Așa, sau nu știu cum aproape, poți să spun înregistrează, adică poate iese rugăciune frumoasă de acolo. Da. Este și cuvintele tale se vor repeta, că nu poți să-mi spui că generezi noi rugăciuni în fiecare seară și dimineață. Și atunci nu tot, și de cuvintele tale nu te saturi și de ale celorlalți să se apleacă. Da. Este Dumnezeu părtinitor? Este posibil să dea câștig de cauză doar unei persoane, iar pe cealaltă să nu îndreptățească fără a fi greșit? Cum poți să gândești așa ceva? Asta e să... Da, deci nu gândești. Nu vreau să spun un cuvânt, că nu trebuie să spun, pentru că și spune, nu știe. Și întreabă tot dintr-o durere. Nu vezi că ușor e să zici, măi, păi tu hulești pe Dumnezeu, îl faci pe Dumnezeu părtenitor, știi, nu știu ce. Nu. Nu știe ce spune, că îl doare, că vede că pișeala ajută și lui nu îi previne, da, ajutoare, cum asta. Nu, e dintr-o durere. Dumnezeu nu e părtenitor. Și deși judești acum temporar. Temporar acum și el ajută și nu auzi că mântuiește la urmă și pe tine și pe el. Și atunci cum mai este părtenitor? Da. Ne trebuie să și dați-mi un punct de sprijin și mut pământul. Nu? Punctul de sprijin e dincolo, viața e dincolo. Nu dau la ochii. Duhovnicii pot fi părtenitori față de fiilor duhovnicești? Da, e om acolo cum asta, da. Cum să spun, ce vreți să vă așteptați la un răspuns? Nouă duhovnici nu pot fi părtenitori. Sigur că e om și el așa. Da. Și cu celălalt lucrează mai ușor și celălalt pică mai bine. Și cu toate, știți, în definiții, nu știu cum. Da. Da, pot fi părtenitori. E foarte destructiv și rănitor pentru cei care se simt că sunt defavorizați și așa. E și o cruce, e și o ispită, și suntem oameni, iară, știți, așa cum ar fi. Plus de asta, iar când vezi că e părtenitor, tu ieți de la, da, simplu, să știți, asta e o teorie acum, pentru că durerea la sufletul și la sufletul și ala îmi spune dintr-o situație, dintr-un caz. Și cazul lui îl doare și eu îi vorbesc în general și nu prea îi cad pe răspuns lui. Vă vorbesc vouă, dar lui nu îi răspund. Și nici nu îi pot răspunde. Așa cum asta, așa. Da, doare asta și asta, dar nu, suntem oameni. Treșim și chestia asta, cu bunul Dumnezeu. Cu bunul Dumnezeu, zi. Este bine să ne închinăm și Sfinților, nu doar lui Dumnezeu? Bă, dar și mai întreg așa de gomanie. Da. Dar nu cumva te-ai bătăma? Da, nu, da, este bine să... Nu fi copil aici, asta e o vârstă duhovnicească, știți, nu fi copil, asta e. Da. Am primit o propunere de a prezenta unele produse. Da. Alpind în frumusețea, nu cumva cad în ispită, mă mândresc? Nu se cază în mândrie, ei se cază în descârnare. Nu lasă produse, le lasă frumusețea, lasă tot. Nu. Până la urmă am spus, frumusețea va birui. Care? Așa e a iubirii, a vieții frumoase, a veșnicii. Nu. Dar deși te cobori singură, deși vrei să promovezi produse cu frumusețea ta, așa ești de bleabă. E sigur că nu ești băiat. Da. Da. Am o patimă tipic femeiască, din care nu pot ieși, mai ales că sunt o artistă, depind de stilul vestimentar modern și asta mă trage mult în jos spiritual. Da. Păi nu știu cum, ascult o conferință cu Dan Puri, că și el e artist. Da, una, da, vorbesc foarte serios, nu știu. Că dacă îl putem pune la zi și cu dânsul, că acum 10 ani înainte a cunoaște ortodoxia, că nu avea nicio treabă, nu de a o cunoaște, că o cunoște, de a o primi și de a o asta, da. Așa. Și plus de a, da, și nădăjduiește acolo frumușor și este, da, se va frumos cu artiștii. Zice că sunt lucruri frumoase, sunt lucruri care par bune, dar Dumnezeu e silit de ele. Și
Sunt lucruri care par urâte, dar lui Dumnezeu îi plac, deși. Pentru că e așa, exact, deși se face. Cum apare. Este o poveste foarte frumoasă, nu e o poveste, în realitate. La o mănăstire s-a dus un jonglor, un circat. Și el nu știe călugării, știe mirienii, și dar el știe, eu sunt până ramă, care nu mă fac lumea să râd, deci n-am și face și nu știu. Dar eu iubesc pe Maica Domnului și pe Bunul Dumnezeu, dar meseria nu mă lasă și așa, și asta fac și vreau, asta e pâine, asta e nu știu și. Și am să-i dau lui Bunul Dumnezeu și am să-i dau lui Maica Domnului. S-a dus la icoană la Maica Domnului și a început să facă jonglerii cu așele, cu ceva, cu ceva. Și frumos că vrea să facă și mai frumos idei și putea el să facă mai frumos idei. Așa. O transpirat, o obosită, nu știu, și călugării pândeau. Acuș în luăm, vezi, aici face o pânăra, mă scurcă biserica, face ceva acolo cum asta. Da. S-a oprit, s-a ochicat în genunchi și călugării vreau să-mi scoate. Ieși, faci pânăra, mă folosesc biserica, cult sfânt și nu știu ce. Maica Domnului din icoană s-a pleacă și șterge sudoare. Este o șansă. Deci oricând este o șansă. Da. Nu. Și vă spun ceva, nu poți. Păi tai cu artista, nu fii și nu știu ce. Nu, e singurul lucru care îl poate face acuși și îl iubește și pentru care are predilecții. Nu îl pot acum să-i tai toate crângele. Mai, nu știu cum, mai știi, un pic mai. Atât, câte un pic mai. Și roagă-te la Bunul Dumnezeu, Dumnezeu nu se scârghește. Pavel mai este, totuși să ne gândim. Este dictonul, frumușat. Mi l-a spus aceeași profesorul care mi-a spus și cuvântul oxymoron. Latină. Primum non nocere. În primul rând nu dăuna. Tu cu ținuta și cu nu știu și bagi pe alții în păcat. Deci mai bine ar fi știi să nu bagi pe alții în păcat. Cât faci tu păcate, fiecare ne faci în păcatele noastre, asta e da. Nu am dat nu, da, așa și da. Pe cât poți să lușe la nu dăuna. E mai greu, e mai greu. În cadrul spovedanii nu vorbește Hristos prin duhovnul? Dacă este așa, atunci este greu de înțeles părtinirea la duhovnul. Păi nu, că noi e ca de la liturghie. Zătoie Nicolae, de așa nu mai știu, știi că să darurile se sfințească de la sine fără duhovnic și dincolo că din vrednicia preotului. Știi cum vine, așa cum. Nu mai trebuie să mai zici că... Da, da. N-am zis un oxymoron acum, nu? Așa. Păi la spovedanie, după în biserică doar zice demonul. Ori și unde umblă în biserică și în altar. Numai Sfintele Taine nu poate intra în cruce, e mai chiar. Deci în rest ispita e prezentă. Că și tu acolo, demonul te ține de cap sub epitrahil și te foiește și te presează și zici și nu spune, dar spune cam așa, dar mai așa, dar lasă un rest, dar lasă nu știu ce. Și așa ăla e om lângă tine, știi cum asta, da, așa. Acum zici, păi dacă el e om, să fiu și eu dar om. Sălește-te un pic, știi, un pic ușa acolo. Și în plus de asta, lasă-l pe duhovnic să părtinească și să greșească cât poate el sau cum vrei el și tu fă-l fetele bune și tu te mântuiești și duhovnic nu poate pe un om poate avea două raiuri și două iaduri. Hai stai un oxymoron. Dar de ce nu e suficient? Părinte, sunt foarte dragi oameni inteligenți, cu minți și smeriți pe deasupra. De unde vine cumințenia și smerenia? De la Duhul Sfânt, din darul, știi, cele șapte daruri, răbdare, blândețe, zâne cu ai darul, că suntem cu fiul, zâne cele șapte daruri, așa, masă, da, lasă-l. Dar de unde se vine decât de la Bunul Dumnezeu și plus, dar numai, deci una, sunt date. Dar fiecare e date, numai că se adâncă îngrupate. Uite, alții am ascultat niște cântări astăzi. Și spune, dați pământul la o parte. Și mai este un vers de undeva, ce uitarea și toarnă verde ei la o parte. O crescut iarbă, în urminte de șele și pe asta. Uitarea și toarnă verde ei la o parte. Toți sunt potențiali, suntem buni. Dar suntem îngropați adânc și suntem, de acolo vine smerenia. Tu poate ai fost dat, știi, numai așa, cu un pic de țărnă și să ieși mai ușor de șters acolo. Sau la și oameni. Toți suntem buni. Putem fi buni și smeriți și blând acolo. Una cât avem, una pe urmă cât cultivăm și al doilea pe urmă și avem cât păzim. Trebuie să păzim. De unde? De la Bunul Dumnezeu. Da?
De la cele două raze. Duh, ori duh. Am avut o prietenă foarte mulți ani. De vreo 4 ani ne mai înțelegem. Suntem pe drumuri diferite. Ea căsătorită, eu nu. Deși relațiile s-au mai îmbunătățit, eu nu mă pot deschide în fața ei. De ce? Am avut o prietenă foarte mulți ani. De vreo 4 ani ne mai înțelegem. Ea este căsătorită, eu nu. Deși relațiile s-au mai îmbunătățit, eu nu mă pot deschide în fața ei. Și de ce? Dacă sunt căsătoriți, sunt mai deschis, sunt mai și mai coșii. Am răspuns. Nici nu... Și mai ai coșit, dacă ies o căsătorit și mai ai coșit, cauți. Până la urmă? Nu. Dar și mai, dar rupi, taie, rupi din tine, cum ați dat? Dar altfel îi sare trierul, îi iadu și nici mai mai. Și cauți va fi mea? Prin artă ne putem închili? Nu exclusiv prin artă. Și arta e primită. Cum? Da, dar deci asta acum are, deci aici e o întrebare care nu da, dar și nu primește bunul Dumnezeu, da. 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 O cunosc pe bunica mea ca fiind foarte credincioasă. Ea a fost cea care m-a învățat să mă rog și știu că și ea se roagă zilnic. Dar m-am înspăimântat când a venit la ea o femeie să o descânte. Da. Ea zice că descântă cu puterea Maicii Domnului. Oare este stăpânită de un Duh rău? Bunica e credincioasă, dar numai că nu e instruită de bine, că n-are logistica cum trebuie. Și l-am te uscut, că și unii și Părinte, de unde vine emotivitatea? Păi vine și nativ, și se poate și spori, și accelera, și crește înspăimântător, da, așa, umbri, se proiectează și se fac ca altceva. De unde? Și e limpede, că nu vine nici de la Arhanghelul Gabriel și nici de la Arhanghelul Mihail. Vine de la demon, da, așa. Ca să ne anihileze, ca să ne diminueze, ca să ne toate, așa cum. Eu nu, iar cu nuanță, să nu chiar e emotivitatea, că n-am zis să hie un ghițel cu șeafă la apă, știi, nu. Nu, dar, dar să nu, să nu, nu mă încurci, da. Simt că uneori mă lasă memoria. Îmi este foarte teamă de examen. Și vine emotivitate. Mă chemui foarte tare, mă chemui foarte tare gândul că voi pica. Pentru asta e drumul emotivității, eu cum am spus. Da. Mai știi că da, că asta e da. Mai simt că uneori mă lasă memoria și îmi este foarte teamă de examen. Da. Mă chemui foarte tare gândul că voi pica. Nu vei pica și dacă vei pica, este restanță și facultatea o vei termina și termină cu asta. Și nu s-o rup lumea și dacă nu faci facultatea, că poate te așteaptă o soartă mai bună și nu știu și, și da. Și nu a murit nimeni de foame. Știi, că doar faci și facultatea pentru o bucată de pâine, nu? Și dacă vei pica, de, și îți răspund că n-a rugăciunii form, și dacă vei pica și. O dată, de două ori și bună ori. Și primul de la tine mi-au zis, ia și văd pe una studentă de 26 de ani, masa profesoară. Și masa sigur că o strămuit-o toată viața, știi, eu, 10 și 9, dacă da 9 ori ar trebui. La 26 de ani o văd în cămin că tot plânge, plânge pe după uși, se feriește, eu că e acolo de urmă. Ce ai văd de plâng? nu, spui nu, fă și ai de plâng. Am luat 8 la... Și m-am uitat, bă, dar tu ești prost, te rog. Tu mai ai un an, doi, știi, căsătorești și faci copii și trebuie să duci un bărbat și copii și așa. Și tu plângi că ai luat 8 la 6. Hai să da, vârsta în Hristos sau vârsta în lume, știi ceva. Plâng pentru nou. Poți trăi singur în lume fără a te căsători? Da. Da, așa. De unde vine hotărârea pentru una din cele două căi, căsătoria sau călugăria? De la Dumnezeu și de noi. Deci nu de unde. Nu, sigur, noi știu și întreb. Nici nu știu bine, știu cam cum întreb, dar nu e asta întrebare. Deci întrebarea nu vine pusă așa, de unde vine? Sigur că nu vine din Amazonia, nu vine din Amazonia. Da. Întreb și nici nu te interesează de unde vine. Păi vine de la cine? În primul rând, deci nu e definitoric. Doar te mântuiești și căsătorit și călugărit. Deci unul. Deci nu e atât de interesant de unde vine.
Iar dacă îți vine, nici nu te va mai interesa de unde vii. Du-o înainte în ce ai ales. Monahism sau Corinthism. Nu ai treabă cu de unde. Dacă e un lucru bun și mă interesează, și ne-o fabrica. Părinte, sunt oameni care mi-au la suflet fără voia mea. Nu pot să-i explic. Mă simt bine numai să-i văd. Dar nu pot să fac așa cu toți. Păi, e normal. E normal, așa că... Na. Păi, e normal. Asta nu e întrebare. Asta e o narațiune. Da, ce să fac? Ce să fac? E, da, băi, Nicule, tu nu mă pun la răsă. Păi, să faci asta, păi, mergi așa cum mergi, că ești bine. Eu te văd că ai prieteni, ai oameni intrați în suflet, deci nu-i probleme. Dar uite, dar chiar bine, eu te că... Apropo, e prima întrebare care unde nu-s probleme, cu toate că zice că-s probleme, dar nu-s probleme, da. Mă bucur, ne bucurăm pentru tine, ține tot așa, uite asta. Dumnezeu își poate schimba planurile pe care le are cu o persoană? Dacă persoana respectivă se roagă cu tot din adinsul pentru ceva anume, care nu este inclus în planul său, de exemplu căsătorie. Mai citește-o nu numai pentru mine, și pentru toți, știi, că mai citește-o. Dumnezeu își poate schimba planurile pe care le are cu o persoană? Dacă persoana respectivă se roagă cu tot din adinsul pentru ceva anume, care nu este inclus în planul său, de exemplu căsătoria. Da. Planul tău și al lui Dumnezeu, una trebuie să fie. Și plus de asta le vei vedea după. Știi, și nu, că tu nu te căsătorești din planul lui Dumnezeu, pentru că ai voia și a ta, liber. Și numai, și întrebarea asta cade zicându-ți așa. Asumă-ți crucea și mergi înainte. Și Dumnezeu se bucură de tine în ce alegi. Nu întreba că Dumnezeu o blagoslovi sau nu blagoslovi și nu, v-am spus, suntem oameni pe pământul ăsta, unde să ne ducem și cât să ne mai schimbăm între noi și să ne mai ceva acolo. Dumnezeu binevoiește așa, așa și e bine să zicem că Dumnezeu binevoiește așa, cu aista sau cu aiasta sau cu aista. Că pe urmă mai mult și este. Regretele, am spus, nu fac nimic, în viitor nu pot schimba nimic. Căsătorii. Căsătoriește-te cineva. Nu pot să intru, nu vă vorbesc simplu, nu vreau să termini teancul de întrebări, dar e viața ta și îți știi ce ai de făcut, deci nu pot să, și nu pot să mă apuc acum să răspund ții, cum am spus, da. Dumnezeu își schimbă, dar adevărat, e un vals frumos. Dumnezeu cu adevărat își schimbă, păi dacă vrei bine, Dumnezeu mai înainte era să-ți dea cancer, că mergeai spre moarte acolo, cum am spus. Te-ai pocăiești, te-ai întors și te-ai nu știu și. Și Dumnezeu a schimbat planul cu tine, da. De un cancer mai mult sau nu mai des. Da. Mergi liniștit. Da. Nu, citește întrebarea. În ce localitate județ da. Se află Mănăstirea Sărat? Da. Are... Și mi-a pus întrebarea să citească romanul lui Kafka, Castel. Și acolo găsește răspuns. Și ultima întrebare. Da. Cum ați ajuns să alegeți monahismul? De ce monahismul și nu altă cale? Are răspunsul Părintele Sabate, doar și voi la asta. Nu poți altfel. Da, deci, da, deci nu scurtez, nu nimic, dar nu poți altfel. Așa ajunge și nu numai că nu poți altfel atunci de a alege. După aceea nici nu mai concepe altceva, deci nu mai gândești nici în urmă și așa, deci așa e, știi cum atunci, nu v-am spus să fie un așa, nu fie două raiuri, nu, și nici nu știu, da, așa. Nu, și aș vorbi diplomat, știți cum atunci. Dacă te întreb, deși te-ai căsătorit cu tare, poți să vorbești și o zi întreagă și tot, nici n-am să înțeleg și nici tu n-ai să-mi poți să-i spui. Te duci și viața aia. Nu v-am spus, nu-i predestinat. De exemplu, căsătorii îți văd două întrebări legate așa de noi. Bun, Dumnezeu îți dă vântul de a ajunge acolo frumușor, cum a mers apostolul Pavel, o porni spre... Poate pleci în altă parte și ajungi unii trebuie. Unii trebuie să-și faci acolo, cum a spus. Da. Nu...
Nu vreau să nu vă răspund la asta cum ar veni. Așa. Nu vreau să nu vă răspund. Nu, așa, pur și simplu asta faci, pur și simplu asta faci. Și explicațiile nu fac nimic. Bă, la prostii că mi-e bine așa, vă doresc să vă fie bine oricum veți alege, cum vă va ajuta Dumnezeu să alegeți. Asta e tot. Omul potrivit la locul potrivit acolo. Zi-mi. Nu mai este gata, ultimul. Zici că e și acolo. Am o ultimistă. Da? Nu mi-i tocăm? Dragoste, dar nu mă dat aici un picură. Mă interesa melodia, dar eu să le rog nici. N-am crezut să pot ajunge, să pot și cânta și plânge. E un fel de două feluri, dar este opera. Și alte melodii începe, muntele cât e de munte și tot are colorul meu. Da un copil de șătice. Așa. Iar bucățica asta, și să vă mai explic, vă cânt, vă voi cânta jalnic cu memoria mea, jalnic cu așa. Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda toată făptura și zidirea ta. Muntele, valea, câte sunt în ea, cerul și marea și inima mea. Toate se închină Creatorului și mulțumire aduc Domnului. Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda toată făptura și zidirea ta. Cerul și marea câte sunt în ea, muntele, valea și inima mea. Ce? Toate se închină ziditorului și mulțumire aduc Domnului. Și se repete că e spirală și urcă. Da. Ce am făcut în țara asta? Noi am făcut. Nu eu v-am vorbit și mie mi-am vorbit și voi m-ați ascultat și eu v-am ascultat. Vă zic voda prostii. Mulțumesc și vom încheia pentru rugăciune. Am retatele și acum și am scurit cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit. Amin. Mai puțin dacă vreți, că 2000 de ani.